Avem informații de ultimă oră legate de accidentul mortal despre care v-am vorbit în deschiderea emisiunii. Potrivit unor surse, la volan, într-una dintre mașini, se afla un bărbat care era căutat pentru viol, pentru violarea unei fetițe de 12 ani, era cercetat într-un astfel de dosar și trimisese un mesaj familiei că vrea să-și pună capăt zilelor. S-a produs acest accident în județul Prahova, vă reamintesc că au murit doi oameni, a murit acest individ, suspectul, bărbatul de 43 de ani, și a fost ucis și un tânăr de 20 de ani în acest accident foarte grav. Colega mea, Adriana Drăghici, vine cu mai multe detalii despre această răsturnare de situație în cazul tragediei. Adriana, bună ziua! Ce ai reușit să afli de la surse apropiate a anchetei? Bun găsit tuturor! Conform unor surse din anchetă, după ce ar fi trimis mesajul că se fac sinucide familiei, aceștia au anunțat autoritățile. Oamenii legii au pornit în căutarea bărbatului. La un moment dat, acesta a fost depistat pe un drum județean din județul Prahova, la volanul unui autoturism. Oamenii legii au continuat să-l urmărească, iar în dreptul unei localități, șoferul a intrat pe contrasens și a lovit o mașină care circula regulamentar din sens opus. Până în acest moment, nu se știe dacă acesta a pierdut controlul volanului sau dacă și-a dus la bun sfârșit intenția pe care o anunțase familiei, aceea de a se sinucide. Însă, în urma impactului, acesta a decedat, atât el cât și șoferul mașinii de pe contrasens. Mai mult decât atât, a fost rănit foarte grav și un pasager care se afla în mașina care circula regulamentar. Foarte mult, Adriana. Ni se alătură în aceste momente domnul Iulian Surugiu, fost lider de sindicat al agenților de circulație. Mulțumesc, domnule Surugiu, pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc și eu. Există informații că s-ar fi produs acest accident mortal, soldat cu doi morți, în timpul unei urmăriri. Poliția se pare că îl urmărea pe acest individ care era bănuit de viol, a închetat pentru violarea unei fetițe de 12 ani și el anunțase deja familia că vrea să-și ia zilele. Vă avertizez că sunt imagini și informații cu puternic impact emoțional. Ce informații aveți dumneavoastră? Ce se întâmplă în astfel de cazuri? Știau oare polițiștii că el avea intenții suicidale? Doamna, atât timp cât nu mergem către educație, atât timp cât nu mergem către cunoașterea populației, inclusiv instituția poliției, nu cred că știa. Doar dacă persoana în cauză a mers la poliție, a discutat cu poliția și sigur că dacă era căutat pentru viol, era în atenția poliției. Dar eu cred că el știa deja că e luat în atenția poliției și probabil că de asta s-a și ajuns aici. Astea sunt lucruri care se pot evita greu și pentru asta ar trebui să existe o corelare, dacă vreți, între instituțiile statului, între poliție, între familie, între cei de la primărie și așa mai departe, ca să poată să îl ajute pe un astfel de individ și se preîntâmpine o nenorocire, pentru că, după cum spuneți, a mai murit și altcineva în afară de el. Da? Da, a ajuns cu mașina pe contrasens. Nu se știe dacă până la urmă și-a pus în aplicare acest plan de a-și încheia socotelele cu viața și așa a ajuns pe contrasens sau a făcut o manevră greșită. E greu de spus și e o tragedie foarte mare. A murit, iată, și un tânăr, șoferul care conducea regulamentar și venea din sensul opus. Am mai avut pe șoselele României un accident dramatic, dacă mi-amintesc bine, în urmă cu mai mulți ani, un șofer care voia să-și ia viața a omorât o familie întreagă, tot așa, intrând pe contrasens. Așteptăm un prim comunicat de la poliție cu informațiile oficiale care există până în acest moment, să pună cei de la poliție cap la cap toate detaliile acestei tragedii. Mulțumesc foarte mult, domnule Surugiu, pentru intervenție.